Vedeți confruntarea asta? Biden, Putin, Zelenski? Eu cred că Putin ăla o să ia m***. Vorbește frumos. Da. Cine credeți că o să câștige până la urmă războiul ăsta? În urma cuvântării de-aseara lui Biden, pe care vă rog să mă credeți că am fost impresionat, am fost, adică mi-a dat lacrimile, pur și simplu. Adică eu sunt un tip sentimental, eu sunt artist de operă, actor, am jucat toată lumea, dar nu vreau să mă laud cu ce să... Părerea mea este că războiul va continua. Adică nu are termen, nu are... Pentru că Putin e un dictator, un autocrat, un așa ceva ca Stalin, știți? Deja i-a făcut... Eu sunt și istoric, adică știu istoria adevărată a poporului ăsta. Războiul ăsta care este acum, vreau să întreb dacă ați înțeles ceva din războiul ăsta, cine se luptă, ce se întâmplă acolo? Nu știu nimica. Eu mă duc la treabă cu zoi, eu n-am timp de stat cu războiul. Nu mai bine să trăiți. Credeți că mai durează războiul? Va dura. Pe Putin e greu să-l dea jos. Până când nu se vor uni toți cu americanii, nu se le dă lor la bieței armament, că am murit destule mii cât ori fi murit să le fie țărina ușoară. Multe ori sunt plictisesc și nu mai mă uit. Nu vă mai uitați la știri. Nu mai mă uit. Nu știu cine e de vină, cine e, că e Putin, că e... Biden, ați văzut o întreagă... Ăla care... Nu știu. Credeți că mai durează totuși așa, dar... Nu știu. Lumea vorbește că se apropie de noi, de România. Asta ar fi... Mai durează încă un an. Cam așa. De ce credeți că se întinde și mai durează? De exemplu, vin de acasă, am venit să-mi iau câteva țigări și am văzut la televizor, acum au anunțat că încă un an de zile nu se lasă rusul. Adică Putin. Putin. Da. Cum vedeți confruntarea asta? Biden, Putin, Zelenski? Eu cred că Putin ăla o să ia m***. Vorbește frumos. O să piardă, să spunem așa. Că nu-mi place de el. O să piardă până la urmă Putin. Da, o să piardă, da. De ce credeți că o să piardă Putin? Păi da, sunt multe țări aliate. Putin n-are nicio șansă. Și așa e depășit ca... Nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Ce eu, părerea mea este că... Cred că se va implica și NATO? Va intra într-un... Nu. Până atunci deja au probleme ei în Kadyrov cu Prigojin ăla. Deja nu le mai dau glanțe, nu soldați. Adică eu... E firesc să fie lupta pentru putere acolo. Nu trebuia să fie război, trebuia să fie liniște și pace în țară. Fiecare țară cu teritoriul ei să-și vadă de treaba lui și Putin, sub orice formă, pentru că a distrus sumă de vietăți, sumă de oameni și copii nevinovați. Mai crezi că mai durează? Mai durează războiul? Încă... Nu pot să vorbesc cu o prostie. Încă așa cu ochiul ăla nu vede bine. Ce a făcut poporul ăsta, Ucraina, la ruși? Ce caută ei? Care au, trebuie să pui mâna, să împrumute unul la altul, să vă, bă, tu ai o rață de vânzare, am și o gădină, să colaborăm, să facem ceva care să meargă țara bine. Cred că e făcătură. Adică ce credeți că se întâmplă de fapt? O făcătură, un joc politic scurt. Între cine și cine? Care? Păi americanii și ruși, astea sunt două mari puteri. Există vreun câștigător pe care îl vedeți așa, l-anticipați? Nu. Să termină egal? Sau? Cred că e egal. Credeți confruntarea asta, Putin, Biden, cine credeți că până la urmă va... Până la urmă America va câștiga, dar cu ajutorul Europei. Cu nemții, cu francezii, cu englezii, să se unească toți. Fă, domne, trupă de elită, cum era comando odată. Te duci, ai terminat și pa, la revedere, dă-l jos. Că ăsta e un terminator. Ăsta nu e... Credeți că mai durează? Va mai dura, că Putin are armată destul de mare. Are și bombele alea nucleare? Prea are tehnică, dar până la urmă nebunul apasă pe butonul ăla și dă cu bomba și ne termină pe toți. Care asta, Biden, de la american, Putin, Zelenski, vedeți vreun câștigător clar așa? La început l-am simpatizat pe Zelenski. Acum nu mai.
toate sunt plictiseală. Nu mai putem să ne odinim din cauză la tot felul de... Nu vă mai uitați când vedeți o știre despre război, nu mai. Nu. A ajuns... Opresc și dorm. Dorm mai liniștit. Mai ales dacă intră și chinezii. Chinezii sunt... Da, da, adică eu... Da, oricum, mă surprinde totuși că așteptam aseară de la Biden să dea avioane, să totuși să-i ajute, să fie mai aproape de... E adevărat, știi cum e aia, vorba volant scripta manent. Adică... E posibil să ajungă și la noi. Ce facem dacă... Nu știu ce facem. Dacă începe războiul, ce faci? Mă ascund prin păduri. Dacă vine cu bomba nucleară? Asta este, dacă e de la Dumnezeu să murim, să murim. Presupun că mai durează, că nu are creier în cap. Îi face scurt circuit ca un muncitor care îl pui să schimbe un bec și nu știe să-l desfacă cu mânuși să umble la electricitate. Este dezastru ce se întâmplă. Nici noi nu o să fim lăsați în pace. În primul rând, cât îi ajutăm și cât facem, s-au apucat și de hoție și de prostii. Vin de acolo, ne fură. Cred că mai durează, dar în final pierde Putin. Cam așa ar fi. Cam asta se pierde, că sunt multe țări aliate, sunt... e arsenal. Mai durează în primul rând războiul? Da. Mai durează. Da. De ce se mai întinde? De cred ce? Că încă un an. Nu știu ce să zic acum. Nu prea le-am eu cu politica cu astea, dar nu știu ce vrea cum să... Cum vedeți confruntarea asta? Biden, Putin, Zelensky, cine va câștiga, cine, ce se va întâmpla? La urmă Putin o să cadă automat. Sunt multe țări care Biden contra câștigă. Lui. Biden câștigă. Dar între Zelensky și Putin, dacă s-ar lupta așa, cine credeți că ar câștiga? Putin și cu Zelensky? Da. Putin câștigă. Ăla n-are și el putere. N-are. Dar el are noroc că îl ajută. Da. Ce s-a întâmplat și ce sunt ea nenorocit, toată țara, ce să mai e? Putin, tata e. Asta e. Ăla e nenorocit. Da, tata. Cine câștigă până la urmă, credeți? Cred că câștigă și unul și altul. Nici ea nu se lasă, dar nici ăsta nu se lasă. Cum vedeți confruntarea asta? Biden, Putin, Zelensky? Să știi că la Putin am mers toate problemele. De acolo? Da, acolo. Dacă s-ar bate Zelensky cu Putin, cine credeți că ar câștiga? Dacă îi dă Uniunea Europeană armament greu lui Zelensky, îl respinge pe asta pe Putin. Ați văzut la televizor că și cred că nu minte ea. Cei din Duma, cei de apropiații și oligarhii, ați văzut cât oligarhi au murit. Cât, deci acolo e o mafie nenorocită. Acolo Putin omoară, pentru că el a îmbogățit, el e cel mai bogat om din lume. Are, dar să știți ce înseamnă ce e acolo și ce... Deci el este mitoman, da? E narcisist, e arogant, e... Acolo nu discuți. Nu există. Și atunci nu se va opri. Merge în continuare. Țările europene să-i ajute pe ucrainieni să meargă un pas înainte, dar depinde fiecare cum au armele sofisticate, sau cum să zice, pentru faptul că el, cine știe, poate merge și pe premiza cu, zic, cu arma nucleară, cu prostiile astea. Și aici se poate ajunge și ar fi o tragedie cum ar veni dacă... N-are minte deloc, nenorocitul. Chiar așa se spune la televizor, nenorocitul. Dacă cumva poți să întreb, dar nu e o problemă. Nenorocitul de Putin este aia. Acum nu știu cu cine joacă cărțile. Cine are forțe. Cum vedeți confruntarea asta, Biden-Putin? Nu pot, dar cine are forțe materiale. Asta de fapt e. Și ce faceți? Dacă vin ruși aici, ce faceți? Mă ascund, ce vreți să fac? Unde vă băgați? În pod, unde să mă bag? Să ne luăm la bătaie cu ei, avem roșii? Mă, eu în viață. De ce? A ce treabă am eu cu roșii?